Noi putem crede că viața creștină este una plină de cerințe, de luarea crucii, dar întrebarea este cum le facem față? Tocmai citeam din Matei 26. Știți ce a făcut Isus înainte să meargă în grădina ghețimani? Pentru a lua paharul pe care trebuia să-l bea și să meargă apoi la cruce să moară. Doar câteva ore înainte de a muri, el a făcut să treacă pâinea și paharul pe la toți, așa citim în Matei 26 cu 26. A luat pâinea și a împărțit-o spunând: „Acesta este trupul meu.” Apoi versetul 28: „Acesta este sângele legământului care se varsă pentru mulți.” Deci vorbea despre trupul lui care urma să fie răstignit pe cruce și de sângele lui care se va vărsa. Un lucru foarte dureros. El știa că așa va fi. Apoi, spune în versetul 30 că a cântat o cântare. Este ceva, ca înainte să mergi să mori la cruce, să cânți o cântare. Eu am învățat ceva de acolo. Aici este unul din singurele locuri în care citim că Isus a cântat. Nu am găsit niciun alt loc în care să scrie că au cântat împreună. Și acest loc în care au cântat împreună a fost locul de unde a pornit spre cruce. Apoi au mers la Muntele Măslinilor și s-au rugat în ghețimani. Și a spus în versetul 39: Dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta. A fost un moment de agonie când că urma să fie separat de tatăl din cauza păcatului nostru. Și El a cântat o cântare înainte de a se întâmpla aceasta. Este un lucru minunat să cânți o cântare înainte de a merge la cruce. Să îți iei crucea cântând o cântare. Mulți oameni cred că ați lua cruce este un lucru așa de greu și că trebuie să arăt nefericit. Dar imaginați-vă cum e să cânți o cântare luându-ți crucea. Asta am învățat eu din acest pasaj. Pentru că, chiar dacă a fost dureros, în viața lui Isus era o odihnă, o liniște interioară tot timpul, indiferent de ce se întâmpla. Nu conta că oamenii îl lăudau sau îl omorau. Pentru el era la fel. Vreau să vă zic că aceasta este viața pe care Isus o oferă fiecăruia dintre noi. Noi nu avem asta în mod natural. Omul, în principiu, este o făptură neliniștită. De când a intrat păcatul în lume, are o neliniște continuă. Tulburări există peste tot. Acasă sunt conflicte și peste tot în lume, inclusiv în casele creștinilor. Există neliniște, tulburări în lume. Și pe măsură ce trece timpul, se tot înrăutățește. Și totuși, Iisus spune în Matei 11, de la versetul 28 până la versetul 30, unde vorbește despre luarea cruce, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Majoritatea oamenilor din lume sunt trudiți și împovărați. Și pe măsură ce trece timpul, e din ce în ce mai rău. Mulți creștini sunt trudiți și împovărați. Au multe probleme și nu știu cui să le spună. Iisus spune, veniți la mine, luați jugul meu asupra voastră, adică luați crucea și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna pentru sufletele voastre. De aici eu înțeleg un lucru. Vreau să am și eu în interiorul meu o viață de odihnă continuă? Să știți că asta este și voia lui Dumnezeu pentru noi. Într-o lume plină de neliniște, cauzată de multe lucruri, de probleme financiare, boli, conflicte, certuri acasă, între rude, în multe biserici. În mijlocul acestora, noi putem trăi o viață de odihnă în Dumnezeu. Aceasta este o evanghelie minunată. Și aici spune că dacă luați jugul meu asupra voastră. Iisus folosește aici o imagine a unui plug cu care se ară pământul, în care sunt doi boi, unul mai în vârstă, cu o experiență de ani de zile, și un altul care a murit. Atunci se ia unul mai tânăr ca să învețe cum să are o brazdă dreaptă. Și jugul se pune și pe grumazul celui mai tânăr, pentru ca împreună cu boul mai bătrân să meargă cu aceeași viteză, în aceeași direcție ca și cel bătrân. Asta vrea să spună Isus aici: Luați jugul meu asupra voastră. El vrea să meargă împreună cu noi și spune că el este blând și smerit cu inima. El ne va da din blândețea și smerenia lui și nouă, indiferent prin ce am trece. Este un lucru minunat pentru creștini să învețe blândețea și smerenia. În modul cum fac unele lucruri acasă, în relațiile dintre ei, în modul cum vorbesc unul cu altul, în toate, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Deci trebuie să înceapă totul în inimă. Nu este ceva ce pot să îmbrac sau să mă prefac că sunt blând și smerit. Nu. Și pot să le am în inimă dacă decid să iau jugul lui Isus pe grumaz și să merg oriunde vrea El să merg. Eu sunt boul mai tânăr și oriunde mă conduce el, acolo voi merge. Dacă merge la dreapta, o iau la dreapta. Dacă el merge la stânga, o iau la stânga. Dacă încetinește și se oprește, încetinesc și eu și mă opresc. Asta înseamnă să umbli cu Isus. El totdeauna se află la celălalt capăt al jugului. Nu vom fi niciodată singuri, niciodată, niciodată. Și este un lucru minunat să nu umbli niciodată singur pe acest pământ. Așa cum avem noi o cântare, niciodată singur. El a promis că nu mă lasă niciodată singur. Acum, vreau să vă întreb, dragi frați și surori, următorul lucru. Simțiți voi prezența lui Isus de dimineața de vreme și apoi peste zi, și mai ales când sunteți într-o situație dificilă? Eu asta încerc să fac. În orice zi a vieții mele, de dimineață, de când mă trezesc, spun: Doamne, vreau azi să umbli cu mine. Nu-ți cer o viață ușoară. Nici el n-a avut o viață ușoară pe pământ, dar în mijlocul tuturor presiunilor vieții a avut o liniște, o odihnă interioară. N-a fost niciodată neliniștit. De aceea el nu s-a supărat pe oameni, indiferent ce făceau ei. Și nici tu nu vei face asta dacă vei avea liniștea lui interioară. Numai atunci când nu avem acea odihnă interioară a umblării noastre cu Dumnezeu, ne vom enerva imediat și vom face ceva prostesc, ceva ce mai târziu vom regreta. Vom spune ceva prostesc ce apoi vom regreta. Da, putem să ne pocăim și să ne cerem iertare, dar vreau să vă spun că există o stare mai înaltă, adică starea aceea în care să nu vorbim așa o stare în care să trăim mereu cu liniștea și odihna lui Hristos în sufletele noastre tot timpul. În Cartea Evrei, citim în capitolul 3, despre poporul lui Israel care au ieșit din Egipt. Sângele era pe ușiorii casei, simbolizând nașterea din nou. Au trecut Marea Roșie, simbolizând botezul în apă. Dar ieșind de acolo, spune aici în Evrei 3, versetul 17, că Dumnezeu s-a dezgustat de ei timp de 40 de ani. Și care a fost rezultatul? Nu au intrat în țara în care Dumnezeu dorea ca ei să meargă, în țara Canaan. Ei au ieșit din Egipt, imaginea nașterii din nou. Au fost botezați în Marea Roșie imaginea oamenilor născuți din nou și botezați, dar nu au intrat în țara Cananului. Ce simbolizează această țară a Canaanului? Este foarte important să înțelegem. De ce a fost Dumnezeu așa de supărat pe ei, încât nu au intrat în țara aceea? De ce i-a făcut să cadă în pustie? Ascultați versetul 18. Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Celor ce nu ascultaseră. Canaanul este numit o țară a odihnei. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Împovărați cu așa de multe lucruri din lumea asta. Și eu vă voi da odihnă, a spus Hristos. Eu cred că voia lui Dumnezeu pentru noi este să avem o liniște, o odihnă interioară permanentă, indiferent ce se întâmplă în lume și în jurul nostru. Spuneam zilele trecute că odată a fost un concurs de pictură. Cine poate picta cel mai bine pacea? Și mulți oameni au pictat un cer senin, o apă curgătoare, oi care merg încet, dar o persoană care a și luat premiul întâi a desenat o furtună, tunete, fulgere, nori negri, și apoi și o gaură într-o stâncă în care un porumbel stătea liniștit cu puii lui. Aceasta este imaginea odihnei. Atunci când sunt furtuni în jurul nostru. Nu atunci când totul este calm și plin de pace, nu atunci când suntem înconjurați de ape liniștite, ci atunci când în jur este furtună. Pentru că lumea din jurul nostru nu va fi niciodată un loc liniștit, și totdeauna va fi furtună și totdeauna oamenii din jurul nostru vor căuta ceartă sau să ne facă probleme. Aceasta este lumea în care trăim, și totdeauna va fi așa. Și cu cât ne apropiem mai mult de sfârșit, se vor întâmpla tot mai multe lucruri. Va fi tot mai greu să ne creștem copiii. Școlile încep să meargă în direcții greșite. Dar în mijlocul tuturor acestor lucruri putem avea o viață plină de odihnă, de pace interioară pe care ne-o dă Dumnezeu. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. El vrea să avem odihnă. El nu dorește ca noi să trăim vreodată condamnându-ne pe noi înșine. Apare multă neliniște în noi pentru că credem că dacă ne tot condamnăm pe noi înșine, devenim mai duhovnicești. Autocondamnarea este rea. Diavolul vrea ca să te condamni pe tine însuți, pentru ca să nu ai liniște. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne autocondamnăm. Dumnezeu nu și-a trimis Fiul Său pentru asta. Cu toții știm Ioan 3, 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar știți și Ioan 3, 17? Dumnezeu nu și-a trimis Fiul să judece sau să condamne lumea, ci să o salveze. Știți și Romani 8, 1? Acestea sunt versete care trebuie să fie un adevăr în viețile noastre. Romani 8:1. Spune aici: nu este nici o osândire sau o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Dragi frați, puteți spune cu sinceritate că trăiți fără să vă simțiți niciodată condamnați? Că ești conștient de păcat? E bine. Este un lucru temporar. Dacă am alunecat și am făcut ceva rău, îmi dau seama și zic, aici am greșit. Și imediat mărturisești Domnului păcatul. Dar autocondamnarea e atunci când spui, nu sunt bun de nimic, nu pot realiza nimic. Asta este ceea ce diavolul vrea ca tu să repeți. Și apoi va deveni realitate în viața ta. Am auzit de părinți care tot spuneau copiilor, tu nu ești bun de nimic, nu vei realiza nimic în viață. Și așa a fost, pentru că ei au tot auzit asta și copiii erau convinși că nu vor realiza nimic. Dar noi nu trebuie să vorbim așa cu copiii noștri. Trebuie să-i încurajăm. Noi trebuie să ne încurajăm unii pe alții. Dar nu poți face asta dacă continui să trăiești tu însuți în autocondamnare. Nu contează cât de rău ai fost în trecut. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Ți-ai mărturisit Domnului păcatele? Ți-ai dat seama că ești un păcătos și că ai greșit înaintea Domnului? Poate n-ai ajuns încă biruitor. Nu contează nu contează. Știți că pe la sfârșitul vieții, Pavel s-a enervat și a zis marelui preot, te va bate Dumnezeu, perete văruit. Îl puteți imagina pe apostolul Pavel vorbind așa? Dar și-a cerut imediat iertare. Și nu a trăit condamnându-se pe sine pentru tot restul vieții. O, oh, Doamne, atunci mi-am ieșit din fire. A alunecat. Nu trebuia să o fac. Isus nu a alunecat niciodată când a fost bătut înaintea lui Pilat și a marilor preoți. El a ignorat asta. A zis doar: Dacă am spus ce este bine, de ce mă bați? Noi putem trăi ca Isus. Eu cred asta. Duhul Sfânt a venit ca să ne ajute. Dar noi trebuie să fim hotărâți că nu ne vom condamna niciodată pe noi înșine. Legată de condamnarea de sine este descurajarea. Sunt descurajat pentru că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Dar asta nu ajută. Vă spun că nu vă ajută. Descurajarea este un alt lucru ce nu este voia lui Dumnezeu pentru noi. Niciodată. Știu cât de rău este să stai descurajat acasă. Și la fel pentru soția mea, care mă vedea descurajat. Este un lucru minunat să termin cu descurajare. Și vă încurajez spunându-vă că nu veți deveni mai duhovnicești descurajându-te și nici prin autocondamnare. Sunt sentimente greșite crezând că ești mai duhovnicesc dacă te condamni pe tine însuți. Nu, ci vei fi mai posomorât și vei face ca și alți oameni să fie posomorâți. Deci trebuie să te hotărești ca după predica aceasta, prin Harul Domnului, voi termina cu autocondamnarea, pentru că așa zice aici, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Nu pentru că sunt perfecți, ci pentru că sunt sinceri. Este o mare diferență între a fi sincer și perfect. Eu nu sunt perfect și nici nu cred că voi fi perfect până la venirea lui Hristos. Dar îmi doresc cu sinceritate, din toată inima, să-L urmez pe Domnul. Și cred că majoritatea dintre voi sunteți așa. Altfel nu ați fi venit aici. Nu v-ați fi cheltuit banii să veniți să mă ascultați pe mine. Ați auzit pe YouTube ce dur vorbesc, și totuși ați venit să mă ascultați? Eu cred că sunteți sinceri. Eu cred că doriți adevărul. Voi vreți să aveți o astfel de viață? Cred asta din toată inima. Atunci, nu vă condamnați pe voi înșivă și nu fiți descurajați. Am aici o mică imagine pe care aș vrea să o vedeți. Pe aici nu se trece. Respectați aceste semne. Acestea sunt semne pe care pe drum le respectați. Când vedeți un astfel de semn ce interzice să mergeți cu mașina pe drumul acela, ce faceți? Vă opriți. Așa faceți totdeauna. Poți avea un accident pe acel drum, în afara faptului că poți fi oprit de un polițist. Poți avea un accident. De aceea sunt puse acele semne. Exact așa este și cu aceste semne. Sper să vi le amintiți toată viața voastră. Puneți-le în mintea voastră și spuneți, Doamne, vreau să le am totdeauna în mintea mea. Intrarea interzisă. Am intrat pe aceste drumuri de multe ori în trecut, dar nu voi mai intra niciodată pe ele. Luați-le în serios. Vă pot da niște copii dacă doriți, dar vă rog să vă amintiți de aceste semne. Puteți să vă faceți niște cartonașe din ele și să le țineți în portofel sau pe masă, ca să vă reamintească că de acum înainte nu vei mai intra pe aceste drumuri. Vă spun ceva din propria mea experiență. Viața mea a fost mizerabilă în anii în care am intrat pe aceste drumuri. Și pot să spun că de aproximativ 40 de ani respect aceste semne. Și viața mea s-a schimbat. Și am văzut că Dumnezeu mă poate folosi mai mult dacă nu mai intru pe aceste drumuri, ca să nu am accidente pe ele. Dar am terminat-o cu astfel de accidente. Deci, vă spun din experiența mea: să luați în serios aceste lucruri și să cereți Duhul Sfânt să vă ajute. Ce câștigi dacă te condamni singur? Nimic, zero. Ce câștigi dacă ești descurajat? Nimic, zero. Te simți descurajat că ai căzut, dar Dumnezeu spune: Eu știu asta dar nu rămâne acolo, ridică-te, nu te da bătut. Dacă rămâi în descurajarea aceasta, nu te va ajuta să te ridici și să alergi mai departe, să lupți în luptă. Descurajarea te slăbește. Dacă ai căzut, ridică-te și continuă alergarea. Ai căzut de 100 de ori, ridică-te din nou și aleargă în cursă și îți spun că vei fi biruitor. Vreau să vă dau această speranță înainte de a pleca din acest loc. Poți fi un biruitor. În Apocalipsa este scris de multe ori: Celui ce va birui, celui ce va birui. Vrei să iei asta pentru tine de acum înainte? Să spui: Doamne, asta este pentru mine. Celui ce va birui, adică mie. Spune asta Domnului ori de câte ori citești acele versete din Apocalipsa. De șapte ori este scris în capitolul 2 și 3: Celui ce va birui. Doamne, mie îmi spui asta. Eu sunt acela, mie îmi scrii. Eu voi fi acel biruitor. Încă nu sunt, dar voi fi. Nu contează cât îți ia, dar nu te da bătut niciodată. Și dacă continui pe calea aceasta, poți ajunge în această viață de odihnă. Duhul Sfânt a venit să aducă odihna în inimile noastre. El nu vrea ca noi să trăim mereu într-o agitație continuă. Și un mod în care noi putem avea această viață de pace interioară este dacă ne lăsăm de un obicei pe care probabil îl avem de ani de zile și pe care se pare că îl tot dezvoltăm, și anume să nu mai judecăm pe alții. Toți oamenii au obiceiul de a judeca pe alții. Cu tare a făcut așa, celălalt a făcut așa, din cauza asta. Te judecăm până și motivele. Noi trebuie să spunem, Duhule Sfinte, te rog ajută-mă să-mi văd de treburile mele și să nu judec pe alții. Haideți să deschidem la epistola lui Iacov. El spune în capitolul 4, versetul 10, Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Este un verset măreț. Mereu, Doamne, vreau să mă smeresc cu fiecare ocazie pe care mi-o dai. Dacă sunt pus jos de cineva, foarte bine. Este o ocazie minunată pentru mine ca să mă smeresc. Dumnezeu mă va înălța. Nu voi căuta niciodată să mă înalți eu. Faceți din aceasta o lege în viața voastră. Să nu căutați să vă înălțați pe voi înșivă, ca să arătați cuiva că sunteți mai buni ca alții sau să faceți pe cineva să se simtă mic. Eu n-am dorit niciodată în viața mea ca cealaltă persoană să se simtă mică. Nu am dorit niciodată să mă înalți pe mine însumi. Dumnezeu mă va ridica. Nu pe o poziție de autoritate, ci deasupra păcatului. Singurul lucru peste care vreau să fiu înălțat este păcatul. Nu-mi doresc să am pe niciun om sub picioarele mele ca eu să domnesc peste el. Nu am nicio dorință pentru așa ceva. Zero. Dar aș vrea ca orice păcat să fie sub picioarele mele. Acolo când scrie că Dumnezeu mă va înălța, nu se referă că mă va face presbiter sau că mă va pune în comitet. Nu, nu astfel de lucruri, ci peste păcat. Păcatul a fost înălțat peste mine mulți ani. Acum Dumnezeu spune că mă va înălța pe mine peste păcat dacă mă smeresc. Apoi ne dă un sfat. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu mai ești împlinitor, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Să ținem minte acest cuvânt, că în univers este un singur judecător. Și acesta este a tot puternicul Dumnezeu. Și poate nu realizăm seriozitatea acestui lucru. Știți cum diavolul a devenit diavol? El era un înger frumos, dar el a zis, vreau să fiu ca Dumnezeu. Așa a intrat păcatul în Univers pentru prima dată. Păcatul nu a venit prin curvie sau gânduri murdare, bârfă sau vorbire de rău. Nici unul dintre acestea. Păcatul a venit când o creatură nu a vrut să stea la locul ei, ci s-a înălțat pe sine și a spus că vrea să fie ca Dumnezeu. Și aici spune că atunci când judeci pe altul, vrei să fii ca Dumnezeu. Dumnezeu este singurul judecător. Și eu, dacă judec pe fratele acesta și pe celălalt, sau sora este așa, și uneori le judecăm și motivele oamenilor, da, eu știu de ce a făcut cu tare lucru. Chiar așa? Poți tu să vezi în inima lui? Poți chiar să o bănuiești pe soția sau pe soțul tău? Nu spun că trebuie să ai un caracter de om prost și să crezi totul, dar vreau să -ți spun să nu-ți exprimi aceste lucruri, căci de multe ori te poți înșela. De fapt, în majoritatea timpului te poți înșela. Dacă ai astfel de gânduri, ținele pentru tine sau uită-le. Nu le spune nimănui. Doamne, eu nu vreau să judec pe nimeni, pentru că citesc în cuvântul tău că tu ești singurul judecător. Și eu m-aș putea înșela. Și ți-ar fi așa de rușine dacă descoperi că te ai înșelat. Nu pot să uit un incident care s-a întâmplat la unele din conferințele noastre în India. După ce slujba de seară s-a terminat, niște tineri au stat afară jos pe iarbă. Și un băiat a văzut de la distanță că din mijlocul tinerilor de pe iarbă ieșea un pic de fum. Și el și-a zis, Wow! Unii din tinerii din biserică fumează țigări. Cum se poate așa ceva? Și a mers și a spus asta și mamei lui. Și mama lui, în mod prostește, așa cum fac unele femei, a spus asta și altora, că unii tineri din biserică fumează. A ajuns și la mine vestea aceasta și am căutat să aflu cine erau acei tineri de pe iarbă. Și am întrebat, ce făceați voi acolo? Ei au zis că acolo erau foarte mulți țânțari și că au aprins ceva. Noi avem în India un dispozitiv împotriva țânțarilor și dacă dai foc la chestia aia, Fumul îndepărtează țânțarii. Deci tinerii de acolo au dat foc la așa ceva să îndepărteze țânțarii. Și tânărul care a văzut fumul a crezut că ei fumau. Și între timp, vestea aceasta a fost împrășteată la mai mulți oameni, pentru că o mamă fără înțelepciune a ascultat pe băiatul ei fără să cerceteze lucrurile. Și așa se răspândesc zvonurile. Și după ce ai distrus reputația cuiva, cum o mai repari? Odată ce ai răspândit un zvon despre care tu ai impresia că este adevărat și apoi descoperi că ai greșit, cum mai repari? Nu mai poți repara. Ai distrus deja numele și mărturia unei persoane. Oamenilor le place să dea mai departe astfel de bârfe. Ei n-ar predica Evanghelia așa de repede, dar când este vorba de bârfă, este răspândită foarte rapid. Ceva nu este în regulă cu atitudinea noastră față de aceste lucruri. Este un singur judecător. Noi nu ne dăm seama sub ce presiune trăiesc unii oameni. De aceea trebuie să fim toți oameni miloși față de alți oameni să spunem, Doamne, fă-mă mai milos. Pentru că nu știi sub ce presiune trăiește celălalt, nu te grăbi să judeci dacă într-un moment de slăbiciune și-a pierdut cumpătul și a zis un cuvânt nepoliticos. Poate are o problemă acasă, poate o boală, sau poate probleme la servici. Și în mod accidental i-au ieșit niște cuvinte nepotrivite. Haideți să fim milostivi. Vă spun că veți vedea o diferență în viața voastră. Isus a spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Este o mare lecție, mai ales față de soțiile noastre. Vreau să vă spun tuturor celor care sunteți căsătoriți, nu vă grăbiți să vă judecați soțiile. Nici o soție nu este perfectă și niciun soț nu este perfect, dar este bine să învățăm să fim miloși. Dumnezeu ne-a creat să-L reflectăm pe Hristos, mai ales dacă suntem născuți din nou. Chemarea noastră prioritară nu este să mergem să predicăm, ci să-L arătăm pe Hristos în viața noastră. Și pentru aceasta, trebuie să ajungi la o digna interioară. Nu poți ajunge la o astfel de viață dacă nu te lași de condamnare și descurajare. De aceea am început cu aceste lucruri. Există o viață cu mult superioară la ceea ce am știut până acum. Și vreau să vă încurajez pe toți să credeți că se poate să intrați într-o altă calitate a vieții, pe care nu ați cunoscut-o poate niciodată până acum. Dar credeți în Dumnezeu pentru aceasta? Pot spune, Doamne, cred că nu va mai fi la fel de azi înainte. Pot spune, Doamne, sunt multe lucruri care nu sunt perfecte în soția mea, dar voi încerca să o prețuiesc de azi înainte. Vreau să fiu soțul care ar trebui să fiu. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, spune, Soților, purtați-vă cu înțelepciune sau cu înțelegere cu nevestele voastre. Aceasta este o poruncă pentru soți. Nu contează cum este soția ta. Poartă-te cu înțelepciune sau cu înțelegere față de soția ta. Cum adică cu înțelepciune? Sunt două lucruri pe care trebuie să le înțelegi. Unu, că ea este mai slabă. Poartă-te cu înțelepciune. Fii înțelegător cu ea pentru că este un vas mai slab. Tu poate poți face față unor stresuri, dar ea nu. De aceea, uneori ea este deprimată. Înțelege asta. Dumnezeu l-a făcut pe bărbat mai tare. Femeia nu este așa. Deci Biblia spune că trebuie să fii înțelegător cu ea, fiindcă ea este mai slabă. De exemplu, din punct de vedere fizic, dacă avem o valiză grea ce trebuie ridicată când mergi undeva, tu o ridici, nu o pui pe soția ta să ridice, pentru că știi că este mai slabă fizic. Dar noi nu recunoaștem că și din punct de vedere emoțional este mai slabă. Trebuie să înțelegem aceasta. Așa spune aici unui sos creștin. Al doilea lucru este că trebuie să dăm cinste femeii ca una care va moșteni împreună cu noi harul vieții. Acesta este al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem. A da cinste are a face cu un tron și faptul că vom moșteni împreună înseamnă că suntem la același nivel. Ea este regină și tu ești rege și ea nu trebuie să fie mai jos ca tine. Moștenitori înseamnă că ambele tronuri sunt la același nivel. Țineți minte aceasta. Sunteți pe același nivel cu privire la moștenirea Harului Vieții. Și dacă nu recunoști aceasta, zice aici că Dumnezeu nu îți va asculta rugăciunile. Vă puteți imagina ce groaznic ar fi dacă Dumnezeu nu ți-ar mai asculta niciodată rugăciunile? Eu nu vreau o astfel de viață. Eu am spus, Doamne, nu contează cât mă va costa, dar eu voi fi înțelegător cu soția mea. Dacă nu pentru alt motiv, măcar să-mi ascult rugăciunile. Și vreau să recunosc toată viața mea că ea este un vas mai slab. Nu mă voi întreba cum de nu poate face ea un lucru, dacă eu îl pot face. Dacă eu îmi pot controla temperamentul, de ce nu poate și ea? Ea este un vas mai slab. Nu te compara niciodată cu soția ta. Ea este un vas mai slab. Ea nu poate ridica diamantanul acela pe care tu îl ridici așa de ușor. Greutățile emoționale și de altă natură, ea nu le poate ridica așa cum faci tu. Recunoaște asta și îți va schimba viața de familie. Și copiii tăi vor fi schimbați când vor vedea cum te comporți tu în casă. Casa ta va avea treptat mireasmă de cer. Asta a devenit o realitate în casa noastră de mulți ani. Nu a fost așa de la început. Obișnuiam să-mi pierd cumpătul, să mă supăr pentru lucruri mici, dar totul a dispărut, pentru că am ajuns să am o interioară. Am încetat să mă mai condamn pe mine însumi, nu m-am mai descurajat din cauza lucrurilor din jur. Mi-am spus: aceste lucruri nu sunt importante. Dacă sunt făcute e bine, dacă nu nu. Uneori când mergeam din Bangalore le spuneam fraților să facă unele lucruri ce trebuiau făcute. Uneori era mult de lucru. Dar când plecam, le spuneam, fraților, dacă nu le puteți face, sau nu aveți timpul necesar, sau dacă ceva nu merge bine, vă asigur că asta nu mă va deranja când mă voi întoarce. Dacă ați terminat lucrarea, sau dacă nu a fost făcută chiar cum trebuie, țineți minte un lucru toată viața. Singurul lucru important este păcatul. Un lucru neterminat nu este important. Ceva făcut greșit nu este important. Singurul lucru important este păcatul. Deci, numai lucrul acesta mă va deranja. Așa că nu vă îngrijorați dacă ceva nu este gata. Ia atitudinea aceasta și față de soția ta. Dacă mâncarea nu este gata la timp, sau dacă este prea multă sare, sau prea puțină, sau nu a făcut deloc de mâncare, pentru că a fost ocupată cu altceva. Nu e o problemă. Singurul lucru important este păcatul. Poți trăi acasă o viață în care să spui că singurul lucru important este păcatul? Amintește-mi, Doamne, că singurul lucru important este păcatul. Scrie asta undeva ca să-ți amintești în fiecare zi că singurul lucru important este păcatul, ca să nu păcătuiești. În rest, orice nu merge bine în casă nu are nicio importanță. Dacă vrei, tu poți să faci mare necaz din asta. Dar înaintea lui Dumnezeu nu are nicio importanță. Și uneori facem așa de mare tărăboi pentru multe lucruri din casele noastre, și cu frații noștri, și la locul de muncă, și astfel toată mărturia noastră creștină este afectată. Spune, Doamne, de acum vreau să fiu altfel și vorbesc sincer. Te rog, ajută-mă și dăm puterea Duhului Sfânt. Și dacă uneori alunec, nu voi fi mâhnit, nu mă voi condamna pe mine însumi, ci doar voi spune, îmi pare rău că am alunecat. Este ca și cum aș merge pe un drum și m-aș împiedica de o piatră și aș cădea. Nu voi sta acolo jos 10 minute plângându-mă ce groaznic am căzut, ci mă voi ridica imediat. Aș vrea să fac asta, Doamne, și în viața mea. Indiferent cum voi aluneca, chiar dacă și după acest mesaj voi aluneca acasă, mă voi ridica. Și vă spun că veți vedea o schimbare și la soțiile voastre. Unele vor veni la voi să vă spună: Ce s-a întâmplat cu tine? Vezi, dragă, am ascultat o predică. Sper să devină o realitate aceasta. Domnul vrea să fie o mărturie în toate casele noastre. Nu dorim doar să auzim predici frumoase, ci vrem să avem vieți schimbate. Și vă spun că asta vă va schimba și copiii. Da, așa este. Caută această viață de odihnă în Dumnezeu. Există un cântec care spune că este un loc de odihnă aproape de inima lui Dumnezeu. Un loc în care păcatul nu are putere. Aproape de inima lui Dumnezeu. O Iisuse, Mântuitorule Binecuvântat, trimis din inima lui Dumnezeu, ține-ne, căci te iubim, aproape de inima lui Dumnezeu. Da, există un loc de odihnă și vreau să vă spun că Duhul Sfânt a venit ca să ne umple și să ne ducă în acel loc. Acesta este răspunsul final. Aș vrea ca să vă rugați și să căutați din toată inima să fiți umpluți cu Duhul Sfânt. El este acela care dă odihnă. El ne va duce la acel loc de odihnă de lângă inima lui Dumnezeu, unde vom fi liberi de condamnare și de judecată, de a judeca pe alții. Acesta este un loc unde Satan nu se va putea atinge de noi. Numai atunci când ieșim din acest loc de odihnă, vin tot felul de ispite. Eu m-am hotărât ca în fiecare zi, începând de dimineață, să fiu în acea odihnă. Dacă ceva nu merge bine în casă, îmi voi spune că singurul lucru important este păcatul. Și dacă ceva nu merge bine, asta nu este păcat. Lucrurile nu vor merge bine pe pământ niciodată. Aparatele se pot defecta. Curentul se poate opri. Când am fost în California, curentul a fost tăiat timp de două zile și jumătate. Așa ceva nu am văzut nici într-o țară mai slab dezvoltată, ca India. Și m-am întrebat dacă asta este America. Dar am avut pace și am zis, asta este. Singurul lucru important este păcatul. Fără curent, nu este păcat. Deci, doresc să vă spun că orice se va întâmpla în jurul nostru în lume, și vă spun că va fi mai rău în zilele ce vor veni. Și lucrurile vor merge din rău în mai rău în țara asta ca și în orice altă țară. Dar dacă cauți să intri în această odihnă cu Hristos acum, te va ajuta foarte mult când vor veni zile de încercări și apăsări. Și ele vor veni fără îndoială. Acum este timpul să intrăm și să avem odihnă. Căutați asta mai ales în casele voastre. Nu vă mai supărați așa repede. Spuneți-vă vouă înși vă că singurul lucru important este păcatul. Și nu mă voi supăra pentru alte lucruri. Vreau să stați câteva momente în liniște, înaintea lui Dumnezeu, și să spuneți: Doamne, aș vrea ca ceea ce am auzit astăzi să rămână adânc în inima mea. Vreau de azi înainte să fiu un soț mai bun. Și pentru asta am nevoie să fiu umplut de Duhul Sfânt. Vreau să fiu un bărbat mai bun, un tată mai bun pentru copiii mei. Nu un tată nerăbdător, mânios, care tot caută greșeli. Vreau să fiu un șef mai bun pentru angajații mei. Vreau să fiu un angajat mai bun pentru șefii mei. Vreau să fiu un frate mai bun în biserica în care m-ai pus. Unul care să fie o binecuvântare și să nu mă tot plâng de una și de alta. Ajută-mă, Doamne, că singur nu pot. Am încercat de multe ori și mereu am eșuat dar cred că de acum va fi diferit. Mi-ai arătat posibilitatea de a avea o viață după care tânjesc și o vreau cu orice preț. Dă-mi-o, Doamne, și trimite-mi nota de plată. Plătesc oricât ar costa, pentru că îmi doresc o astfel de viață, de odihnă în Dumnezeu. Nu pentru ca alții să mă admire. Nu mă interesează asta, ci ca viața mea să fie una liniștită acasă, ca să fiu un exemplu și astfel să-mi atrag soția și copiii spre tine. De asemenea, pe rudele mele neconvertite și pe vecinii mei cu care interacționez. Te rog, ajută-mă, Doamne, să vadă în mine o persoană diferită atunci când ajung acasă. Nu vreau doar să fac promisiuni mari. Am mai făcut și nu m-am ținut de ele. Te caut azi pentru a avea puterea Duhului Sfânt și recunosc că singur nu pot reuși, dar mă rog să mă umpli cu Duhul Sfânt și să mă întărești. Să faci din mine bărbatul care ai vrut ca eu să fiu din momentul în care m-am născut. Tu mi-ai planificat viața din pântecele mamei mele și tu dorești ca eu să trăiesc într-un anumit fel pentru tine pe acest pământ. Doresc să fiu o astfel de persoană. Ajută-mă, Doamne! Chiar îmi doresc aceasta. Doamne, te rog, vreau să fiu acel bărbat pe care tu ai dorit ca eu să fiu atunci când m-ai adus pe acest pământ și atunci când m-ai conceput în pântecele mamei mele. Doamne, sunt un om care nu prea se ține de deciziile luate. Te rog, ajută-mă să mă țin de această decizie. Mă tem că nu voi putea singur să o țin. Am nevoie de ajutorul tău. Mă sprijin pe tine ca o ramură neputincioasă în copac. Și sunt sigur de un lucru, Doamne, îmi doresc această viață. Vreau această viață de care am auzit astăzi, o viață de odihnă, de pace, liber de condamnare de sine, de a judeca pe alții, liber de descurajare pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Să fiu unul care îi ridică pe alții, care îi încurajează pe alții. Nu ca în anii trecuți când tot am condamnat și am criticat. Am supărat și copiii când mă vedeau cum mă comport. Dar totul va fi diferit de acum. Te rog, Doamne, ajută-mă. Știu că nu mă voi schimba peste noapte, dar de azi mă voi schimba va fi treptat, dar te rog, umple-mă cu Duhul Sfânt. Nu te rog să mă faci un sfânt perfect peste noapte, dar te rog, Doamne, începe această transformare de astăzi. Oricât ar dura, mă încredințez complet ție. Umple-mă cu Duhul Sfânt. Ai spus și tu așa. spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau aceasta cu orice preț. Doamne, vreau o astfel de viață. Ridică o mână spre Dumnezeu și spune, Doamne, vreau asta cu orice preț. Da, Doamne, Tu vezi aceste mâini ridicate. Fă o minune în viețile noastre, Doamne. Te rugăm pentru fiecare dintre noi. Fă o minune, Tată ceresc. Îți mulțumesc și ne plecăm înaintea Ta. Este plăcerea Ta să ne binecuvintezi și cred că vei face pentru noi mai mult decât cerem sau gândim noi. Acum nu mai ascultăm nicio predică, ci strigăm la tine. Nu vrem să fim mișcați doar temporar, ci schimbați total. Lucrează în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Tată, umple-ne cu Duhul Sfânt. Pune mâinile tale peste noi, Doamne Iisuse, și dă-ne o ungere proaspătă. Toarnă Duhul Sfânt peste noi în interiorul nostru și întărește-ne prin puterea Duhului Sfânt ca să trăim viața pe care tu vrei să o trăim chiar și cei mai tineri. Fă lucrarea ta în noi, Doamne, te rugăm, astfel încât oamenii din jurul nostru să vadă o schimbare și a ta să fie toată slava. Doamne, vrem să ți mulțumim. Cred că ne ai ascultat, pentru că am strigat cu sinceritate la tine. Tu cunoști sinceritatea inimilor noastre. Nu suntem aici ca să impresionăm pe cineva, ci dorim să fim pe placul tău, să fim acei oameni ce vrei tu să fim în orașele noastre, în care să îți împlinești scopul tău pe care l-ai planificat pentru noi, în casele noastre, la locul de muncă, în biserica din care facem parte. Îți mulțumesc, Doamne! Vreau să ne încredem în tine și să plecăm de aici cu credință, încrezându-ne în tine. Nu ne bazăm pe noi înșine, ci ne încredem de plin în tine. Mulțumim că ne-ai ascultat. În numele lui Isus, amin.